Viața cu lui. Împachetarea cadourilor mi-amintește de tata. Nu prea făcea cadouri, parcă-l aud. Ce? Când eram copil, nu ne făceam cadouri, eram săraci. Ne făceam dureri de cap. Tată, încoam pe cea de anul trecut. Te-am auzit. Adevărul e că am și amintiri plăcute legate de Crăciun. Când eram copil și locuiam undeva în vest, imediat după ziua recunoștinței, toată lumea trăia în spiritul anotimpului. Mai puțin familia mea. Tommy, nu mai împinge, lasă-mă în pace! Nu sărbătoream niciodată Crăciunul ca familiile de la televizor. Tată, când punem beculețele? În timpul războiului? Nu aprindem beculețe! Ce? Mama obișnuia să ne traducă vorbele tatei. Vrea să spună că le vom monta în weekendul viitor. Ce? Nu le punem deloc anul ăsta! O să economisim energie! Acum iată, a? Nu e prea devreme pentru porcăria asta! O emisiune pentru pescari! E o emisiune de Crăciun deghizată într-una pentru pescari! Știam eu! Moș Crăciun e la bord! Crăciun! Te-am auzit! Iarna a venit de vreme în Wisconsin. De Crăciun, zăpada era întotdeauna mare. Școlile se închid în sectoarele 119, 204, 221. La fel și în sectoarele 807, 516, 214. Hei, sunt liber, super, nu se face școală! Nu mergem la școală! Nu se face școală! Da! De ce te bucuri, a? Tu nu mergi la școală. Mamă, înfășoară-l bine, bine, ca să-l pot învârti tare de tot! Ce? A, pe cap! Să fiți cum ești! Zăpada e de un metru! Ambulanța n-ajunge aici dacă vă accidentați! Bun! Ar trebui să rămân în casă! Lui, du-i asta tatălui tău! Hei! Nu vreau să merg la baie! Nu este acolo! Unde e? Lăpețile din ziua de azi! Doamne, cât mai durează, Dumnezeule! Ce vrei să faci, marz de viu? Mama a spus că trebuie să te încălzești. Bună, doamnă Stillman, aveți nevoie de ajutor? O, bună dimineața! Știu că ziarul e pe aici, pe undeva. Îl găsim noi, doamnă Stillman. Cred că am căutat acolo Tommy. Ai grijă, Tommy, n-ar trebui să spun, dar de desubt sunt moștri zăpezii. Te apucă de picioare și te trag în abițul alb! L-am găsit. Oh, mulțumesc, lui. Ești tare drăguț. Eu fac bulgării, iar voi vă bateți cu ei. Ești plin de curaj. Pentru atacul neprevăzut, era nevoie de un voluntar care să creeze o diversiune. Hei, nu e cinstit, nu! Hei, frate meu! Foc! Toți adorăm bătăile cu zăpadă. Dar toți ne temeam să nu fim loviți în ureche cu gheață. Wow! Oricât de tare ai fi... Au! Încetați focul! A, nu aruncați în urechi! Uite, lui plânge! Ba nu plâng! Hei, lui, te simți bine? Mă duc acasă, da? Nu pleca, lui! Și deși ai fost lovit în ureche, întotdeauna șchiopătezi. De ce șchiopătezi? Te-a lovit un bulgăre în ureche? Durerea era atât de cumplită încât puteai să înjuri fără să ți se reproșeze. La naiba! Nu m-auziți? La naiba! Ce corletele astea? Oh, Andy, instalezi beculețele când vii de la serviciu? Firește! Pentru asta trăiesc. Ce ghinion! Ne luăm brădoți, ne luăm brădoți. Când eram mic nu erau nici mașini, nici aglomerație. Un cal și un gat era atât. Mama s-a gândit că dacă îl convingem pe tata să cumpere bradul, o să se bine dispună și o să instaleze beculețele. Au! Oh, nu! Ei,
Părea o idee bună. E strigător la cer. Oamenii ăștia n-au ceva mai bun de făcut? N-au televizor sau vreo rudă bolnavă de îngrijit? Să ne împrăștiem. Eu merg cu mama. Stai pe loc, amice. Ce-i cu grava asta, ha? Știu cum să iau pe tipii ăștia. Cumpără brazii cu 20 de cenți și apoi ridică prețul cu 200%. Așa. Asta e. Îl luăm pe acesta. O alegere excelentă, doamnă. Nu, acela pe celălalt. Cât costă bradul ăsta fără crengi? E un brad de 35 de dolari. Ce? O să vii să-l împodobești pentru noi? Îți ofer 3 dolari. Dumnezeule, nu-i tatăl nostru legitim. Adun ferăstrăul din garaj și scoate în suportul din pivniță. Suportul ăla e de pe vremea primilor coloniști? E în stare perfectă. A fost transmis din generație în generație. Când eram mic, nu erau suporturi. Trebuia să sprijinim bradul pe rând. Se chinuia vreo 3 ore să taie bradul. Apleacă spre dreapta. Mută celălalt picior. Împinge-l acum. În fiecare an, același lucru. Îl punea în suport. Tată, e strâmb. Pune-l lângă televizor. N-o să observe nimeni. Pentru 35 de dolari a trebuit să danseze. Într-un târziu, mama îl convingea pe tata să instaleze luminițele. Unde e prelungitorul? Așa. În cele din urmă eram mândri de el. La mulți ani. Ar trebui să împodobim și veverițele. Ce naiba, e ger afară. Aș vrea să le scot afară pe rudele mamei voastre. V-am adus o gustare, băieți. Mâncați repede, sunt proaspete. Acum lasă mâinile să atârnă pe lângă corp. Acum pune mâna dreaptă aici. Perfect, acum scarpină-te. Așa-le. Acum puneți limba pe dinții din față. Așa? Exact așa, așa. Apoi scarpină-te și bolborosește. E strigător la cer, ce naiba e asta? Lui lasă gogoașa și schimbă canalul. Mama! Sarmana, doamnă Stillman, tu știai că e singură de Crăciun? Norocul ei. Fiul și fiica ei s-au mutat în Florida. Nu-și permite nici să-i viziteze. Nu-și permite să le cumpere daruri. Nici măcar un brad nu-și permite. Nu cred că are musafirea noastră. Și nici n-a fost invitată undeva. Liniște! Am spus liniște! Mama l-a ignorat ca de fiecare dată, știind că nu vorbește serios. Dar am hotărât că era timpul să iau apărarea mamei. Hei, tată! Ascultă, amice! Taci și tu din gură! Să tac? Nu-mi spune mie să tac. Taci! Ne distrugi familia! Am o idee. Am pus o friptură în cuptor și e gata abia peste 3 ore. Să fie în sânge așa cum îmi place. O să merg la doamna Stillman și o să mă ofer să o însoțesc la cumpărături. Așa tu o să ai destul timp să-i decorezi casa. Naiba, aștept episodul ăsta de o săptămână. Ce naiba? Dar noi nu mai avem o instalație de lumini în garaj? Cea pe care ne-a adus-o cumnatul fiicei lui Janet. Știi tu care? Le-am pus pe toate. De ce nu-și instalează doamna Stillman singură becurile? De la moartea domnului Stillman, doamna Stillman e singură. Probabil nu-și permite așa ceva, înțelegi? Miata, doamne Stillman. Da, probabil a obținut o asigurare de 100.000 de dolari la moartea moșului. N-aș fi surprins. Andy, sunt sigură că mai avem o cutie. Dacă mai avem o instalație, de ce nu o punem în camera mea? Lui? E pe raft, lângă diluant. Știi, diluantul cu care scoteam guma din părul lui Tommy. 3 ore. E o cutie lângă diluant. Genial! Era momentul perfect să fac ordine în cameră. Exact. Îmbracă-te. O să vii cu mine. Mai bine rămân cu Tommy. Are sora ta grijă de el. Laura, ce faci? Fii cu ochii pe fratele tău. Nu-l lăsa să arunce casa în aer. Mă duc să jefuiesc casa domnului Stillman cu lui. Exact ce-mi doream. Să ies în gerul de afară cu o moară stricată. E
foarte important să te asiguri că becurile se aprind înainte ca să te chinui ore în șir să le instalezi. Ăsta da sfat. De-am auzit. Pe vremea aceea, dacă un bec era ars, nu mergea toată instalația. Ah, naiba, funcționează. Hai să terminăm o dată. În prima zi a Crăciunului, singura noastră... Tată, poți să crezi, doamna Stilma nu are nici măcar brad. Da? A economisit 35 de dolari? Hai, descurcă-le! E destul de greu să treci prin copilărie având cârnați în loc de degete. Dar să-ți mai pui și mănuși... Grăbește-te! Am înghețat bocna, iar tu arzi gazul de pomană! Aș vrea să-l văd pe el bătând cu ele cu mănuși. Te-am auzit! Gata, adu-m cutia! Hei tu, cel de pe scară, arunca arma! I-am luminat din ochi! Coboară de pe scară cu mâinile la ceapă! Și cum ai vrea să fac asta? O să fie amuzant. Mâinile sus, amice! Bine, bine! Bine lucrat, Joe. Tată, ești afă? Glumești? Pe vremuri săream din avion fără parașută. M-ați înțeles greșit. Sus, mâinile sus! Sunt un vecin, instalez becurile pentru bătrâna doamnă Stillman, e singură. Se pare că nu-i nimeni acasă, a? Asta-i ideea, e o surpriză. Locuim peste drum, uite. Și veți instala beculețe aici? A fost ideea minunate mele, soții. Altfel mă vă scoate din minți! Dacă ne-ai fi arătat o altă casă, poate că te-am fi crezut. Cătușele! Hei! E o greșeală, ce faceți? Ai dreptul să nu spui nimic. Luptat în război. Orice vei spune va fi folosit împotriva ta. Mă scuzați, domnule ofițer. Alo, scuzați-mă. Sunt lui Anderson, e tatăl meu. El e fiul meu. Vă spun adevărul. Beculețele și uneltele sunt aici. Lasă mâinile jos, băiete. Am spus că poți să lași mâinile jos. Le-am lăsat, domnule. Bine, domnule Anderson, la treabă. Dar vă dau un sfat. Casa asta să arate mai bine decât a dumneavoastră. Altfel ne vom întoarce. Norocul vostru că am mâinile înțepenite. Tata nu era niciodată sentimental, dar mi-a mulțumit în felul său. Mai repede! Am înghețat de tot. Ce naiba caut aici? Habar n-am cum să... Nu mișca scara! Vrei să cad și să-mi rup gâtul? Spune! Eu duc greul aici. Îmbine instalațiile în timp ce el patinează acolo sus. Plictisitor, pot să mă electrocutez. Ce naiba? Cați! Vă zeam! Ei, omule, au jefuișe pe doamna Stillman, pe el! Hoțule! Au! Au, ajutor! Ajutor! Eu nu vreau, hoțule! Încetați! E ca în Normandia! Nu, nu, e tata! E tatăl tău, lui? Da! Am dat de necaz! Hai să-l ajutăm! Să aducem scara de pe partea cealaltă! Da, să ne grăbim! Mai repede îmi pierd echilibrul! Poți să mai spui odată! Te-am auzit! Îi facem o surpriză doamnei Stillman decorându-i casa! Toți copiii o iubeau pe doamna Stillman. Unii dintre ei s-au dus la casele lor să caute niște instalații, ceea ce l-a scos din minți pe tata. Nu suporta să fie ajutat. Prefera să facă totul singur și să se plângă în drum spre casă. Ei, nu le înghesui! Asigură-te că sunt distribuite în mod egal! O să mă scoată din minți!
naibii copil le știe pe toate. Să vezi cum o să fie când va deveni soacră. Se cunoaște de pe acum. E așa de emoționant. Sper să funcționeze. E strigător la cer! Ce mai e? Lui, intră și uită-te dacă doamna cea singură a plătit lumina. Uită-te! Da, în bucătărie lumina e aprinsă. Bine, mai avem 10 minute până se întorc. Va trebui să verificăm fiecare bec. Împrăștiați-vă! Deci am urmat sfatul tatei și am verificat fiecare bec în parte cu ajutorul celui de rezervă. Între timp, tata dădea indicații. Lui, l-ai omis pe cel verde. Verifică-l! Cu cât urla mai tare, cu atâta se încălzea mai mult. Verifică-l pe Moș Crăciun. Să fie legat la pământ. Legat? Pe tine te-aș lega. Te-am auzit! Băieți, zăresc! Ești sigur că e mașina mea? Recunosc vechitura aia de Rambler dintr-o mie! E o mașină clasică! Unde sunt? Ce ne facem? Beculețele nu sunt încă aprinse. Nu te teme, avem destul timp. Rabla aia n-o să ajungă până la colț. Tata, uite! Caută ștecărul. Uite-l. Repede, se apropie. Înapoi! Știu ce fac, sunt electrician. La o parte. Wow! A reușit! Genial! Doamne! Nu pot să cred! E minunat! Doamna Cristin! Fiind un expert în electricitate, tata reușise cu o singură mână și cu ajutorul zăpezii să aprindă becurile. Și cred că reacția doamnei Stillman l-a impresionat. Când baba va plăti curentul, va vrea să fie soția lui Edison. Hei, Anderson! Nu-i rău deloc? Binișor, a? În ianuarie o să o ajut să dea jos toată instalația. Ce? Mizerabilule! Bănuiam eu ceva. Crăciun fericit! Perfect. Vă las să ghiciți de trei ori pe cine a desemnat tata să facă treaba asta. Doamna Stillman ne-a oferit ciocolată caldă și am cântat colinde. Tata n-a stat cu noi. Fusese destul de sociabil pentru o singură seară. S-a întors acasă să iradieze buna dispoziție în sânul familiei. Ce ai pățit? Bietul de tine. În seara aceea am fost mândru de tata. Ulterior am aflat de ce nu-și împodobise doamna Stillman casa. Era evreică. Totuși a fost un Crăciun deosebit pentru mine și pentru tot cartierul. Și dimineața de Crăciun a fost specială. Tata anunța prețul fiecărui dar în timp ce îl desfăcea. Sper să fie mulțumit. Sania m-a costat $12. Nu o să mai mâncăm o lună, dar o să coboare de pe deal. Poate că o să lovească vreo căprioară să avem ce găti. Numai așa ar merita cheltuiala. Ar fi bine să-ți placă! Am amanetat casa a doua oară ca să ți-o cumpăr și nici nu suntem proprietari! Uite, tată, e de la mine! Pentru mine? Mulțumesc, fiule! Ia să vedem ce e aici... Hei! Am căutat sculele astea! M-ai dus bine, glumețule, dar ce nostimnă, semen cu taică-tu. Unde-i cadoul meu? Vreau să-l văd. Ce mi-ați cumpărat? Hai, un mic dar pentru capul familiei. O recompensă pentru omul muncii? O mică mulțumire pentru șef? Doar nu l-ați uitat pe bătânul vostru tată, așa-i? Așa-i? Lui? Fiule? Amice? Anul ăsta îi voi da tatei un dar care îi va plăcea enorm. Îi voi da înapoi cablurile. Ei, sper că v-a plăcut filmul nostru. Din partea familiei mele vă doresc tuturor sărbători fericite.